Se întâmplă ceva cu fiecare dintre noi în perioada aceasta de tranziție de la sfârșit de vară spre început de toamnă. Asta de foarte multe ori coincide cu o reluare energică a activităților. Înseamnă să te apuci înapoi la treabă, începe școala, la copii, ce veste bună. Studenții sunt foarte încântați când începe școala. De asemenea, foarte mulți oameni care au muncit așa cu la cota de avare, dintr-o dată încep să aibă foarte mult de lucru. Dar se întâmplă ceva pentru că am sesizat asta în ceea ce mă privește pe mine. De ceva timp, de la tranziția asta de la vară spre toamnă, mi-am dat seama că e tot mai greu să mă apuc să lucrez. Am atâtea lucruri pe care trebuie să le fac, am atâtea proiecte și sufăr de o întârziere cronică. Mă rog, postesc, dar încerc să caut să văd de ce parcă mi-e atât de greu să mă urnesc, să pornesc ceva să fac. Am găsit răspunsul, avem Google, slavă Domnului, și ne putem, nu mai ai nevoie de medici, nu mai ai nevoie de psihologi, românii se autodiagnostichează la greu pe Google. Și am aflat zilele acestea că există un sindrom, și anume numit starea sau depresia post-concediu. Și am zis, asta era. De asta sufăr. În sfârșit cineva a formulat ceea ce parcă am simțit. Auziți, vreau să vă spun ce ne recomanda, mă rog, specialistul ăsta aici. Nimeni nu are nevoie de o vacanță la fel de mult ca o persoană care tocmai s-a întors din vacanță. Deci ai fost în vacanță și spunea, ai nevoie de încă o vacanță. E foarte greu să te aduni, e foarte greu să te împingi, să faci ceva, dar spunea printre sfaturile practice, printre multe altele, zice să-ți planifici o nouă vacanță. Ăsta e lucru important, dacă vrei să te apuci de lucru. Planifică-ți o nouă vacanță, că trebuie să faci rost de bani, ca să strângi, să ai ce cheltui și după aia să ai ce să plângi după aia din nou. Dar viața funcționează în cicluri. Ei, nu știu dacă asta e un stimulent puternic, nu știu dacă prin asta ne putem vindeca de sindromul ăsta post-concediu și în care nu avem chef de lucru, dar vreau în această zi, dragii mei, să facem o radiografie scripturală, bineînțeles, nu va fi exhaustivă, nu putem să abordăm toate subiectele, dar vreau în această dimineață să vedem perspectiva lui Dumnezeu despre muncă. Și anume, ce vrea Dumnezeu ca eu și cu tine să știm despre muncă? Da, trăim într-o țară în care munca, v-am spus, e metaforizată, e folosită sub diferite tipuri și etichete. Nu suntem prea recunoscuți neapărat în Europa ca fiind un popor foarte, foarte harnic. Însă anumite date statistice, când am predicat despre lene, v-am povestit că ne plasează undeva în Uniunea Europeană pe ultimul loc la încadrarea în ceea ce privește munca activă. Mă rog, și statistice nu ne ajută pe români. Dar, dragii mei, vreau în această dimineață, pentru că noi ne ghidăm după alte tipare, noi ne ghidăm după alte repere și acestea sunt perspectivele lui Dumnezeu. De aceea vreau în această dimineață să vedem ce vrea Dumnezeu ca tu și cu mine să știm despre muncă. Primul lucru pe care vreau să subliniez sunt reperele legate de muncă. Asta este primul lucru. Sunt niște repere pentru ca să-L înțelegem pe Dumnezeu. Și ca să înțelegem cum trebuie să ne raportăm la subiectul acesta, la problema muncii, a jobului, dacă vreți, a activităților noastre practice, profesionale și nu numai. Vreau să vedem, să stabilim câteva repere. Și aceste repere, dragii mei, sunt foarte importante să le vedem din cuvântul lui Dumnezeu. Și anume, vreau să subliniez un aspect aici, primul din ele. Dragii mei, munca a apărut dinainte de căderea în păcat. Foarte mulți oameni privesc munca ca pe un blestem. Foarte mulți oameni privesc munca ca fiind o, dacă vreți, o consecință a căderii în păcat. Nu, oameni buni, dacă stăm să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și textul pe care l-am citit, în mod special versetul 15 din capitolul 2 din cartea Geneza, ne spune că Dumnezeu, după ce a creat paradisul, i-a dat de lucru cui? Lui Adam. Deci munca, oameni buni, îi dinainte de căderea în păcat. Cu alte cuvinte, munca e o idee bună. Munca, dragii mei, este ideea lui Dumnezeu. Asta este un prim lucru pe care vreau să îl marcăm. Repet, munca nu-i după căderea în păcat și după aia în consecință vine ca o provoadă, ca pe o, nu știu ce, ca pe un chin, ca pe o durere. Munca, dragii mei, a fost gândită de Dumnezeu în contextul paradisului. Mai mult de atât, dragii mei, Dumnezeu, dragii mei,
Uitați-vă, nu doar că muncește, pentru că noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și vreau să învățăm de la Dumnezeu ceva despre muncă, un alt reper. Uitați-vă, Dumnezeu nu doar că muncește, dar Dumnezeu, dragii mei, se și delectează de munca pe care o face. Spune cuvântul Domnului, auziți, versetul 31 din Geneza, capitolul 1, Dumnezeu s-a uitat la ce? La ce a gândit? Nu numai la ce a gândit, ci la ce făcuse. Tocmai sunt cele 6 zile ale creației. Și Dumnezeu, după ce muncește, după ce Dumnezeu depune activitatea asta, care, ascultați-mă, nu este doar una ideatică, ci și una fizică, Dumnezeu, zice Biblia, că se uită la munca Lui și găsește ce? Plăcere. Dumnezeu spune, e bun. Deci, oameni buni, dacă Dumnezeu găsește plăcere în muncă, atunci consider că ar trebui și noi să avem această perspectivă a lui Dumnezeu în ceea ce facem în activitatea noastră, spiritual vorbind, trebuie să punem amprenta asta asupra lucrului nostru și să găsim delectare în ceea ce privește munca noastră. Mai mult de atât, dragii mei, munca, vreau să știți și subliniez asta, a fost partea paradisului. Munca a fost partea paradisului. Deci în concepția lui Dumnezeu despre lumea aceea frumoasă, despre lumea aceea paradisiacă, Dumnezeu încadrează munca. Pentru că sunt plante care cresc, pentru că sunt lucruri care trebuie aranjate, pentru că trebuie iarba tunsă, pentru că trebuie spinii, nu știu, avut grijă de ei acolo, pentru că este o activitate. Și munca a fost gândită de Dumnezeu, culmea și plasată în paradis. Planul lui Dumnezeu, dragii mei, planul bun al lui Dumnezeu a presupus, atenție, din totdeauna faptul că ființele umane vor munci și mai specific vor trăi într-un fel de ciclu constant al vieții, muncă odihnă. Este planul lui Dumnezeu. Și atunci cred că ar trebui să ne schimbăm puțin optica în care noi privim munca. Noi suntem, dragii mei, făcuți după chipul și asemănarea cui? A lui Dumnezeu. Și știți ce spune, dragii mei, în Ioan capitolul 5 cu versetul 17? Știți ce spune Mântuitorul? Tatăl meu, ce face? Tatăl meu lucrează până acum și eu asemenea, ce fac? Lucrez. Dumnezeu Tatăl lucrează, Dumnezeu Fiul lucrează. Ba mai mult de atât, Iisus Hristos când a plecat la cer, n-a zis Petru, Iacov, Ioan, vreau să vă spun ceva, ucenicilor, eu mă duc să mă odihnesc în cer. Știți ce a zis Iisus? Mă duc ce să fac? Mă duc să lucrez. Mă duc să depun activitate. Mă duc să pregătesc un loc. Mă duc să mijlocesc. Munca mea nu s-a încheiat. Pentru că, dragii mei, în concepția lui Dumnezeu despre viață, nu există imaginea aceasta că munca e ceva rău, ba dimpotrivă. Dumnezeu, dacă vreți, o nobilează, Dumnezeu îi dă valoare. Dacă Tatăl muncește, dacă Fiul muncește, aceeași perspectivă trebuie să o avem și noi. Mai mult de atât, dragii mei, vreau să înțelegem un alt aspect, un alt reper legat de muncă. Munca, dragii mei, nu e o necesitate umilitoare, cum o definesc unii. Sunt atâția filozofi care au spus, dom'le, munca e o necesitate, dar umilitoare. Ar fi mai bine să ne muncim. Ci, dragii mei, munca este un semn distinct al demnității umane. Munca este un semn al demnității umane. Asta este perspectiva lui Dumnezeu. În Grecia antică, în care, de exemplu, Pavel scrie epistolele lui în contextul acela elen, în vremea aceea, dragii mei, pentru că erau foarte mulți filozofi, oamenii aceștia gândeau într-o dimensiune dualistă. Partea fizică, partea metafizică, partea imaterială e bună, partea fizică e grea. Și din punctul lor de vedere, orice muncă fizică e una degradantă, înjositoare, umilitoare. Asta era perspectiva filozofiei dominante a vremii. Și Apostolul Pavel și Cuvântul lui Dumnezeu spun total contra culturii. Dimpotrivă, Dumnezeu, dragii mei, conferă muncii o demnitate. Vreau să vă spun ce spunea unul de cei mai celebri filozofi ai Antichității, Aristotel. Și ce spune omul ăsta? Abilitatea de a trăi fără să fii nevoit să muncești este trăsătura primordială a unei vieți care merită să fie trăită. Bă, dacă reușești în viață să fii șmecher, să nu muncești, să exploatezi pe alții, să manipulezi, cu alte cuvinte, dacă se poate în termeni românești să stai în șomaj și să iei bani și să primești ajutoare sociale și mai știm în diaspora ce se întâmplă cu românii noștri, dacă poți face asta, să nu muncești, ești cel mai tare. Asta spune Aristotel.
Dumnezeu spune nu. Lenea e un păcat. Lipsa de inactivitate este un păcat degradant care atrage alte păcate în viața noastră. Și ce interesant, un om al lui Dumnezeu pe nume Derek Kinder face următoarea observație. A zis, Dumnezeu a creat lumea. Și a zis, fiți atenți, în timp ce le spune animalelor și plantelor ce să facă, să crească, doar atât le spune, creșteți. Omului Dumnezeu îi dă o fișă apostolului. Dumnezeu i-a dat lui Adam o fișă apostolului. Fii atent, trebuie să lucrezi grădina asta, trebuie să ai grijă de ea. Dumnezeu, dragii mei, îi dă lui Adam o fișă apostolului. Pentru că Adam are de lucru. De aceea e foarte important să înțelegem în această zi că perspectiva lui Dumnezeu despre muncă nu este una o necesitate umilitoare, ci este un lucru demn. Și ascultați-mă, munca lui Dumnezeu nu este doar una creativă, intelectuală. Hai să facem un om. E o idee. Dumnezeu, după ce are ideea aceasta, știți ce face? A luat ce? Țărână. Și l-a făcut pe om. E o muncă manuală. E o muncă fizică, dacă vreți. Adam face aceeași muncă, uitați-vă, o muncă fizică, îngrijește grădina, dar în același timp, Dumnezeu îi dă lui Adam și o muncă creativă. Dumnezeu îl pune pe Adam să dea nume cui? Animalelor. Puneți capul la contribuție, dezvoltă-ți creativitatea. Nu putea Dumnezeu să spună, ăsta e leu, ăsta e pisică, ăsta e șoarece. Nu putea Dumnezeu să le pună nume, ba da. De ce n-a făcut-o? Pentru că Dumnezeu a vrut să lucreze împreună cu omul. Și Adam, ascultați-mă, nu prestează doar o muncă fizică, ci și una creativă. Dumnezeu ne cheamă, dragii mei, să fim activi. Dumnezeu ne cheamă să ne implicăm. E foarte important să înțelegem, dragii mei, că tu și cu mine, prin ceea ce facem, locul de muncă pe care îl ai, jobul pe care îl ai, activitatea pe care o ai, este ceva demn. Nu-i ceva ce e o chestie că, bă, musai să o fac, dar nu, n-am niciun chef, că trebuie bani și trebuie să plătesc factură și îmi trebuie abonamentul la Netflix dacă nu mi-l taie și îmi trebuie iPhone 15 și numai din... Nu, nu, nu. E o chestie de demnitate pe care Dumnezeu o pune în dreptul muncii. Cred că v-am mai spus asta, în Evul Mediu s-au construit foarte multe catedrale superbe în Europa Occidentală, în stil gotic, în stil renașentist, în fine. La un moment dat, undeva în Franța, pe șantierul catedralei din Reims, una dintre cele mai celebre catedrale din vestul Europei, construită în stil gotic, a venit un cardinal în inspecție pe șantier să vadă cum stau ăștia cu munca. Erau acolo, imaginați-vă, dulgheli, tâmplari, oameni care se ciopleau piatra, oameni care așezau, tot felul de sute și mii de oameni pe șantierul ăla. Și omul ăsta, cardinalul, a venit pe acolo să o băga pe meserea și a zis, bă, tu ce faci? Păi zice, ce să fac? Zice, tau lemnul ăsta. S-a dus la un altul, tu ce faci? Sap șanțul ăsta. S-a dus la unul care să cioplea acolo în piatră, să potrivească, să se lipească două pietre de la altă. Și a zis, bă, dar tu ce faci? Construiesc o catedrală. Omul ăsta avea o altă viziune. Vedeți, dumneavoastră, unde prea multe ori vedem numai data aia, centimetrul la pătrat. A, Doamne, ce n-ai niciun sens. Când te vei focusa numai pe o chestie minimalistă și când vei vedea ansamblul muncii tale, care sunt implicațiile muncii tale, vei pierde semnificația. Dacă ești medic și vei vedea, iar încă unul pe tură, iar încă unul, iar încă un bolnav. Dar dacă vei vedea dincolo implicație, dacă ăsta se face bine, în spatele lui o familie care e întreținută, și dacă ăsta se întoarce sănătos acasă, copiii lui vor fi fericiți, vor avea ce să mănânce. Când ne extindem, dragii mei, perspectiva, vom vedea diferit. Dumnezeu vrea să vezi lucrurile acestea. Dar când păcatul a intrat în lume, dragii mei, a afectat și munca. Când păcatul a intrat în lume, a afectat și munca și, uitați-vă, pământul devine afectat de blestem. Spin și pălămidă, cu sudoarea frunții tale, nu mai aceeași productivitate, nu mai aceeași lejeritate cu care lucrăm. Munca în sine, vreau să înțelegem un aspect distinctiv aici. Da, dragii mei, prin căderea în păcat și munca a fost afectată. Dar atenție, munca în sine nu este un blestem, dragii mei, împreună cu celelalte aspecte. Dar ascultați-mă, ea se regăsește sub un blestem. Asta e altă diferență. Munca nu este un blestem, munca însă se află sub acest blestem adamic. Și datoria noastră, dragii mei, este să oferim perspectiva lui Hristos în munca noastră, în îndepărtarea acestui blestem. Să fim credincioși lui Dumnezeu și să avem pe Hristos în noi și să luptăm cu tot ce stăm în ființa noastră, să fim creativi, să fim productivi, să fim eficienți. Și de ce? Ca să-L glorificăm pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta.
Astea sunt lucrurile, dragii mei, pe care vreau să le înțelegem, care sunt raporturile noastre cu munca. Al doilea lucru pe care vreau să subliniez. Am văzut că sunt câteva repere și e foarte important să le înțelegem. Și anume, dați-mi voie că vreau să le subliniez foarte bine. Munca a apărut dinainte de căderea în păcat. Dumnezeu nu doar muncește, Dumnezeu se delectează față de ceea ce a făcut, la fel și noi ar trebui să facem. Munca a fost parte a paradisului. Munca nu este o necesitate umilitoare, ci este un semn al demnității umane. Mai mult de atât, când păcatul a intrat în lume, a afectat și munca. Munca nu e un blestem, dar se află sub blestem. Și de asta, de foarte multe ori, întâlnim frustrare în munca noastră. De asta, de foarte multe ori, nu o să ai bucuria pe care ar trebui să o ai. De-aia vei întâlni opoziție, rezistență, îți va veni să te lași, să schimbi 20 de joburi într-un an de zile. Dar, dragii mei, vreau să vedem un alt aspect aici legat de muncă. Care este relația ta cu munca? Care ar trebui să fie relația ta și a mea cu munca? Sunt câteva lucruri pe care vreau să le subliniez și e foarte important. Munca, dragii mei, ar trebui să ne aducă satisfacție. Munca pe care o faci ar trebui să-ți aducă satisfacție. Munca pe care o faci trebuie să-ți aducă satisfacție. În Eclesiastul capitolul 3 cu versetul 22 spune cuvântul lui Dumnezeu așa: așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de ce? De lucrările lui. Aceasta este partea lui, căci cine îl va face să se bucure de ce va fi venit după el? Dumnezeu vrea ca în ceea ce faci să găsești satisfacție și împlinire. Întreabă-te dacă găsești. Întrebarea este cum obținem satisfacția asta? Că salariul e mic, chiria e mare. Cum să obțin satisfacție că banii nu mi-ajung aproape de la unul la alta să-mi plătesc creditul? Unde e satisfacția? Dragii mei, satisfacția ți-o poate da unul singur. Ascultă-mă ce spun, nu cifre îți vor oferi satisfacție, ci perspectiva lui Dumnezeu. Și vreau să vă vedem unde găsim satisfacția asta. Eclesiastul, te rog, pune capitolul 3 cu versetul 13. Și o să vedem că asta e un dar de la Dumnezeu. Și faptul, atenție, că un om mănâncă și bea și duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci, este ce? Nu-i rezultatul profesionalismului tău, bă, cât ăsta e de deștept, mă, cât e ăsta de competent, ăsta alții mai bun ca tine și câștigă mult mai puțin. Faptul că ajuns la o anumită realizare profesională, ascultă-mă ce spun, e un dar de la Dumnezeu. Trebuie să ai satisfacție și știi de ce? Pentru că tot ce reușești să faci, tot ce ai reușit să faci până acum și tot ce vei face, este un dar de la Dumnezeu. Orice dar, zice Biblia, e de la cine? De la Domnul. Și de aceea nu trebuie să te lauzi ca și cum la fel tău, ci pentru că l-ai primit, bucură-te. Dar vedeți, dragii mei, noi ca și oameni putem să... De ce nu avem satisfacție de foarte multe ori? Știți de ce? Pentru că de foarte mult putem să muncim împotriva lui Dumnezeu, încălcând principiile lui Dumnezeu. Și când muncești împotriva lui Dumnezeu, și când muncești fără Dumnezeu, ascultă-mă ce spun, nu o să ai satisfacție niciodată. Poți să câștigi 4.000 de euro pe lună. Eu am întâlnit pe cineva din domeniul IT-ului în urmă cu ceva timp. O venit la mine și mi-a zis, ești cel mai nefericit om din lumea asta. Și când mi-a spus cât câștigă, am zis, ferească Dumnezeu. Ce mă? Mai zi o dată. Vorbim de peste 7.000 de euro pe lună. Și stă acasă. Și am zis, bă, tu ești visul oricărui român. Tu ești visul oricărui soții, să stai acasă, să faci și bani, să dai și cu aspiratorul, să și cureți, să sevi și șanțurile, și mă știu eu. Și a zis, nu, tu nu înțelegi. N-am nicio satisfacție. N-am nicio satisfacție. Pentru că, vedeți dumneavoastră, nu avem perspectiva lui Dumnezeu asupra lucrurilor. Pentru că lucrăm uneori împotriva lui Dumnezeu, lucrăm fără Dumnezeu. Dar există o altă frustrare pe care o întâlnesc la oameni care lucrează pentru Domnul. Fiți atenți, sunt oameni care sunt implicați. Sunt oameni care sunt implicați în slujire, vin și fac, dar n-au bucurie. Dar eu fac pentru Domnul, a trebuit să fiu fericit. Dar eu mă implic și acolo, eu fac și aia, eu fac și aia. Și eu am un activist bisericesc și sunt foarte activ. Și ascultă-mă, e foarte bine să lucrezi pentru Dumnezeu. Știi de ce nu ești fericit? Pentru că tu nu lucrezi împreună cu Dumnezeu. Asta e marea problemă.
Sunt mulți oameni care lucrează pentru Dumnezeu și spun, da, pentru Domnul trebuie să fac, pentru Domnul, pentru biserică, pentru casa lui Dumnezeu trebuie să fac. Dar problema este că noi nu-L implicăm pe Dumnezeu în munca aia. Noi spunem că o facem pentru Dumnezeu, dar noi o facem împreună cu Dumnezeu. Când lucrezi împreună cu Dumnezeu, vei găsi satisfacție și bucurie în ceea ce faci. Ascultă-mă ce spun, când îl iei pe Dumnezeu cu tine la locul de muncă, vei găsi satisfacție. Când o să fie Dumnezeu cu tine și dacă ești șofer și conduci și îl ai pe Domnul cu tine și lucrezi împreună cu Dumnezeu, Doamne, dă-mi putere și astăzi, Doamne, vreau să am bucurie, Doamne, deschide-mi oportunități și astăzi, vei găsi bucurie. E foarte important să fim parteneria cu Dumnezeu. Mai mult de atât, un alt raport al nostru cu muncii, am zis că trebuie să găsim satisfacție. Mai apoi, un alt aspect aici, un alt raport, munca, dragii mei, nu trebuie să ne stăpânească, ci să fie stăpânită. Munca nu trebuie să fie un proprietar, dacă vreți, noi să fim sclavii muncii, un stăpân. Munca, dragii mei, nu trebuie să ne stăpânească, ci să fie stăpânită. Pentru că în momentul în care munca, jobul, activitatea pe care o ai, profesională, te stăpânește, de fapt, pentru tine e un idol, căruia te închini, căruia te supui, care îți dictează viața, care îți face programul, care te face uneori să n-ai timp de Biblie, care te face uneori să n-ai timp de o zi de post, te face să n-ai timp de copii, te face să n-ai timp de biserică. Pentru că acel idol numit jobul, munca, în care vrei să performezi, în care vrei să ai, în care vrei să câștigi, îți va direcționa toată agenda zilei tale și a vieții tale implicit. Și vei pierde din aspect foarte multe lucruri. De aceea munca nu trebuie să ne stăpânească, dragii mei, ci munca trebuie să fie stăpânită. Am citit o chestie interesantă despre un studiu făcut recent. Știți care e marea problemă cu tinerii din generația asta? Marea problemă, spunea cineva, tinerilor din generația noastră, este că atunci când vine vorba de a-și alege o carieră și unii îți veniți la Oradea să facă o facultate și unii îți clasa 11 și a 12 și dacă cu ajutorul lui Dumnezeu vei trece bacalaureatul, deci va fi greu. Că-s cam redeluat vederi. Și nu mai poți să te inspiri. Grea generație. Dar imaginați-vă în felul următor. Dacă sunt atâția oameni care vin să-și caute un job, o carieră și spunea studiul acesta, unde e problema? Cei mai mulți tineri de astăzi când vine vorba de a alege un loc de muncă, nu sunt interesați de, bă, hai să văd la ce-s bun. Nu sunt interesați de darul pe care l-a pus Dumnezeu nativ, pentru că există două daruri pe care noi le avem, două categorii, sunt daruri naturale și supranaturale, pe care Dumnezeu le dă oamenilor. Ascultă-mă, poate că ai un dar natural, ai o abilitate să faci ceva. Dar de foarte multe ori tu nu alegi conform darului tău. Știi de ce? Pentru că tu vrei să te integrezi într-un anumit grup. De exemplu, bă, tu n-ai nimic de a face cu IT-ul. Dar tu vrei să faci IT de ce? Pentru că ăștia scul. Bă, am uns 20 de ani când era vorba să curteze cineva pe o fată, da? Întreba mama, bă, dar ce face băiatul ăsta? Păi nu întreba, păi ce face? E profesor. Doamne, vreau dat. Nu, ăsta e de tine. S-au schimbat lucrurile. Ce e astăzi, profesor? Mamă, tu n-ai auzit ce greu în învățământ? Ce e? IT-ist. Ioi. Dar du-te acum la Rapid. Nu cumva să-l pierzi. Este super ofertă. E Black Friday. Dar du-te, nu cumva să-l prinzi. De ce? Pentru că există, ascultați-mă, anumite clase profesionale care par așa foarte elitiste. Și sunt foarte mulți tineri care vor ce fac. Bă, eu vreau să fiu IT-ist, pentru că acolo eu o să fiu cu IT-iștii la un loc și ăștia câștigă mult, ăștia toată ziua la Starbucks, cu laptopul, ăștia o viață faină. Eu de-aia vreau să mă fac IT-ist, nu pentru că-s chemat. Eu confund tastaturile, dar nu contează. Eu vreau să fiu IT-ist. Sau vrei să fii medic, pentru că a fi medic e cool în România. Sau le-o dubla salariile, știm și noi bine. Îs condiții mai bune de muncă, e o chestie așa, de la Dr. House încoace, toți vor să devină medici. Și voi să fii, bă, dar tu când vezi o picătură de sânge, leșin, ca și mine. Dar de ce? Pentru că vrei să fii integrat într-o categorie. Deci asta e mare problemă. Și ascultă-mă, când vei vrea să te integrezi, să fii recunoscut ca identitate, o să ai mari frustrări. Munca, ascultați-mă, oameni buni, nu trebuie să ne stăpânească, să devină un idol, o punte de acces pentru noi într-o lume pe care o visăm, în care ne dorim să fim integrați. Și munca, jobul pe care trebuie să-l alegi, trebuie să aibă la bază care-s darurile pe care Dumnezeu le-a pus în mine.
Pentru că, ascultă-mă, s-ar putea să ai muncă, dar n-ai odihnă. Nu te bucuri de ceea ce faci. Cred că v-am zis în biserică, s-a dus la un moment dat un om de afaceri din America în Caraibe, în vacanță, că tot vorbim de vacanță. Zona Mexicului, zona aia, o insulă din Mexic înspre Caraibe, da? A aterizat omul nostru de pe avionul lui privat și acolo în port, unde trebuia să le ia iahtul, a văzut unul pescuind. Și tocmai, mă rog, pescuia, tocmai și-a retras singura undiță cu care pescuia. Și-a zis ăsta către el, bă, dar ce faci? Pescuiesc, a zis ăsta. Și ai prins ceva astăzi? Da, zice, am prins trei pești. Trei pești. Dar tu ce faci? Eu sunt pescar. Și acum ce faci? Păi, zice, mă duc să mă odihnesc. Ai prins trei pești toată ziua de azi și tu ești pescar? Da. Bă, omule, dar deschide-ți ochii. Adică, zice ăsta, nu înțeleg. Păi bă, omule, du-te mă, ia-ți încă trei undițe, ia-ți patru, pune-le în patru locuri să prinzi. Și ce să fac? Cum adică mă, să prinzi pești, să prinzi și dacă îi prind, ce fac cu ei? Păi vinzi mă, omule. A, am înțeles. Bun, și dacă prinzi 20 de kilograme de pește pe zi, tu îți dai seama, îl vinzi și faci bani. Oh, am înțeles ăsta. Bun, fac bani și... Păi cum adică mă, omule, gândește vizionat, strategic. Ai bani, mai cumperi încă o barcă. Ok, și ce fac cu ea? Păi cum angajez? Acum ați permis luxul să angajezi un om. Și după ce l-ai angajat pe ăla, ai două bărci, gândește-te, faci 40 de kg pe zi. Gândește la bani. Și după aia ce fac? O zis ăsta, cum adică ceva? Bă, hai să te învăț business, mă, omule. Voi latinii ăștia nu înțelegeți nimic. Vino în coace, fii atent. Ai două bărci. Ai, după aia zice, cu banii strângi, mai cumperi încă două, că investești, reinvestești profitul. Lecție de capitalism pe marginea Caraibelor. A zis, ok, și acum am patru bărci. Și ce fac cu ele? Cum adică mai patru bărci? Când ai patru bărci, zice, tu stai ca patronul, zice, fii atent, îi trimis pe alții. Mai cumperi încă două, ajungi la 10, o flotă întreagă de pescuit. Și după aia, și după ani de muncă, după o să ajungi ca mine să stai, zice, să te bucuri de viață. Dar o să stai, bă, tu ce crezi că fac eu cu magie? Mă bucur de viață. Ce ți-a zis așa? Du-te, zice, treaba ta, eu stau liniștit la ale mele. Pentru că satisfacția pe care ți-o dă Dumnezeu în muncă nu se poate da nimeni. Nu ți-o dau cifrele, nu ți-o dau bugetele, nu ți-o dau targetele, deadline-urile. Mai mult, un alt lucru, dragii mei, munca trebuie scoasă. Am spus că munca nu trebuie să ne stăpânească, ci să fie stăpânită. Munca nu trebuie să ne aducă satisfacție. Așa a gândit Dumnezeu lucrurile, dragii mei. Dumnezeu a fost mulțumit de ceea ce a făcut. Dumnezeu s-a uitat, bă, am făcut un lucru bun. Asta e bine, și asta e bine, și asta e bine. Când a fost ultima dată când ți-ai scos capul din pătratul ăla să spui, bă, slavă lui Dumnezeu, luna asta, bă, chiar am făcut bine. Nu doar pornind la câte uitat în portofel, ci efectiv să te gândești la ansamblu pe care l-ai. Bă, a fost bine. Doamne, îți mulțumesc că am putut să muncesc, îți mulțumesc că ai fost cu mine. Dar mai mult de atât, dragii mei, munca trebuie scoasă de sub sfera egoismului. Orice muncă, ascultați-mă, indiferent de ce job, trebuie scoasă de sub sfera egoismului. Scopul fundamental al muncii, dragii mei, este de a sluji, nu de a obține ceva pentru tine. Spun încă o dată, din perspectiva lui Dumnezeu și a cuvântului lui Dumnezeu, scopul fundamental al muncii nu este să obții ceva pentru tine, ci să slujești, să faci ceva. Și de lucrarea aceea, ascultă-mă, să nu te bucuri doar tu, ci să se bucure și alții. Pentru că spune asta clar, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu. O spune că se poate declara, pune-te rog, Efeseni capitolul 4 cu versetul 28. Și ăsta e cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Asta nu veți găsi într-o carte de șapte pași cum să devii bogat peste noapte. Oricum nu o să fii, dar citește cartea, cumpără-o, umple-l pe ăla de bani și e foarte bine. Dar începe foarte românesc versetul ăsta. Cine fura să nu mai fure. Și asta e dimensiunea etică a muncii tale. Ai grijă, nu fura. Ci mai degrabă ce să face? Ce să facă omul? Zice Pavel, ascultați aici. Să nu mai furați, asta dimensiunea etică, dar ascultați-mă, dimensiunea altruistă. Ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun. De ce? Ca să aibă el, domnule. Ca să ai compotul pus peste iarnă, ca să ai zacusca pusă, ca să ai sace de cartof, ca să ai peste iarnă tot ce vrei tu. Nu.
Dumnezeu spune, asta e revoluția pe care o duce Hristos în muncă, dragii mei, că Dumnezeu spune, ascultă aici, eu nu te-am chemat, nu te-am binecuvântat, nu ți-am dat abilități, nu ți-am dat putere, nu ți-am dat înțelepciune să muncești să ai numai tu. Ci eu, Dumnezeu, vreau ca prin tine să-i binecuvântez pe alții, vreau să fiu o binecuvântare pentru alții. Și zice, fiți atenți, ca să aibă ce să dea cui? Celor din Galați, celor sinistrați, celor care au nevoie, celor care din cauza vicisitudinilor vieții sunt pe marginea prăpastiei, celor care sunt undeva într-o situație cumplită. Și de ce pentru te să muncești? Nu doar ca să ai tu, ci să ai ce să dai. Ferice este de cine? De la care primește? Ferice este să, a zis Hristos, fericirea pe care nu vrea niciun român. N-ai vrea să fii și, ba da, dă, nu, mulțumim, lasă, că e bine așa. Ferice să dai decât să primești. Am un prieten păstor. Ce bine vine asta, mi-am dus aminte, ce bine se potrivește în contextul ăsta. Am un prieten păstor în diaspora și o să zic că a avut ședință de comitet. Ședință de comitet. Și la ședința de comitet a venit și un frate care era la media, era și el din comitet și a zis, fraților, e mare nevoie la mama și copilul să cumpărăm o plasmă, un televizor din la mare. Să vadă și surorile, pentru că nu aveau cum avem noi fereastră, ci aveau undeva o anexă separată. Trebuie să cumpărăm, zice, un LED mare, un televizor pentru mama și copilul. Bun, o discutat, o hotărât, o unanimitate, o decis că trebuie să cumpere televizorul. Și de la comitet o zis un frate, bă, acum e ziua de naștere a soției mele, vă invit pe toți să veniți la masă, am pregătit o masă. S-a dus bucuros, gratis, cum să te duci? S-a dus la masă. Am ajuns, zice, la fratele ăsta acasă, bucuros, și el era, toți eram din comitet acolo. Mă, comitetul, crem de la crem. Și a zis, mâncam bine și la un moment dat, zice, când ne-am uitat în living la fratele, îi zic la de la media, bă, tu de ăsta mi-ai zis, da, zice, exact ăsta e modelul. No? Și păstorul zice, bă, m-am scăpat și am zis, dar nu ai intenționat. No, mă, vezi, mă, oameni buni, un televizor ca ăsta ne trebuie, mă, de ăsta, exact ca ăsta ne trebuie, e bun, e mare. Dintr-o dată, eu sări farfuria și furculița la fratele gazdă. S-o șucări pe loc. Și nu a putut înghiți și a zis, adică, frate, ce vrei să spui acum, că trebuie să o dau eu, nu? Mă, frate, nu, bă, iartă-mă, nu, zic, că acum știu că unde vrei să bați. Nu, bate și o să priceapă calul, am înțeles, frate, dar chiar așa acum, bă, ok, acum, na, numai pe mine m-ați găsit, din comitet, nu știu ce, bă, alții care au, bă, nu, mă, omule, zis, bă, n-am știu, mi-a fost o jenă, nu n-am putut mânca desertul. Zic, nu, hai că trebuie să plec, mă duc la biserică să... Acum fratele ăsta a rămas acasă și nervos, a zis, nu mă duci la biserică. Nu mă mai duc la biserică. Cum adică mă vezi cu japca să-mi bage ci să ia televizorul de pe noi? Supărat, nervos. Bun, asta a fost seara. Noaptea s-a pus să se culce. Există ceva, dragii mei, care lucrează în oameni, Duhul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu lucrează în conștiința ta uneori când nu te lasă să dormi. Și o zic că m-am zvârcolit de pe parte și pe alta. Am vrut să... M-am pus eu acum, Doamne, dă-mi liniște și pace televizorul. M-am încapat pe televizorul. Și-a zis, am început așa, și-a zis că efectiv vorbeam cu mine, parcă Duhul Dumnezeu, nu ți-e rușine? Bă, pentru biserică, mă? Dar nu poți să dai un televizor la biserică? E așa de greu? Eu care ți-am dat atâta, te-am binecuvântat, ți-am dat bani, ai job, lucrezi într-o companie, ești la birou, la office, câștigi, ai luat bonul săptămâna asta, atâta. Și-a zis, am început, Doamne iartă-mă, Doamne iartă-mă, zis, Doamne iartă-mă, mă pocăiesc, o să cumpăr televizor. Asta a fost noaptea, au dormit bine. A doua zi pe drum la birou, o zis, Doamne, iartă-mă pentru ziua de ieri, și sunt după asta pe fratele păstor, o zis, Doamne, dau televizorul de acasă și îmi iau altul, nicio problemă, Doamne, ascult, dau. Am vrut să sun, zice, nici n-am terminat bine gândul ăsta, deja m-am liniștit, după care înapoi parcă a venit o mustrare, nu ți-e rușine. Adică îi dai la Dumnezeu ce-i mai rău, adică îi dai ceva folosit, cum adică îți cumperi ție unul nou? Asta e semn că Domnul îți vorbește când e așa. Și-a zis, Doamne, m-am tras pe dreapta. Adică mai binecuvântat, am copiii mei sănătoși, Doamne, și să-ți dau ție lucruri. Mi-a venit aia din Maliahie, din Hagai, cu... Doamne, iartă-mă, mă pocăiesc. Și ceva, Doamne, cumpăr la biserică un televizor nou, cumpăr și boxe și amplificare, tot cumpăr. Bucuros. Eram la job, zice, la mine la office, în Londra undeva, zice, eram la office, zice, și mă uit după televizor într-o pauză la lucru și văd televizorul mare de tot, preț aproape 3.000 de euro în banii noștri.
în lire, dar avea 3.000 de euro. Face comanda, unde să-l aducă? O zis, bă, îl comanda acela mine la birou, că de ce îl duc direct la biserică? A doua zi vine televizorul. L-a desfăcut să-l probeze, înainte de ședință, avea o ședință cu tot staff-ul acolo la firmă și zice, am probat televizorul, boxele, toate, nu știu ce. Intră directorul, hai să vedem pe ordinea de zi. Și a zis, bă, dacă tot suntem aici, hai să-l pun eu, să verific televizorul, știi cum merge pe ordinea de zi, am proiectat alea ce aveam noi. La care directorul zice, CEO de la noi, de la companie, bă, zice, stați-o alea, că cine a comandat televizorul ăsta? Bă, dar firma asta chiar acum are nevoie de un televizor nou, nu avem ăla, ceva mai vechi. A început să-i înervată ăla. Pe banii cu ce? Dar ce-i firma asta pe la voi? Și zice, nu, zice, eu l-am comandat. Dar zice, domnul, zice, bas, ascultă, zice, nu-i pentru ăsta, îi l-am comandat pe banii mei, l-am cumpărat pentru biserică, mă l-am comandat aici să-l verifică, după aia îl duc la biserică. S-a muiat ăla dintr-o dată. Cum adică l-ai cumpărat pentru biserică? L-am cumpărat, zice, pentru biserică. Și zice, pe banii cui? Pe banii mei. Păi cum adică? Ai dat? Cât ai dat pe el? Aproape. Cum, ăsta, din banii tăi? Pentru biserică? Da. Păi ce? De-aia știi tu cât de ușor l-am dat? Și au zis patronul, au zis către contabilă, vine aici. Să ascult aici. Televizorul ăsta vreau să fie plătit pe banii firmei. Dați-l la biserică din partea companiei noastre. Domnul să-i binecuvânte. Rugați-vă pentru noi că avem un an greu în față. Fiecare cu interesul lui. Dar ce vreau să vă spun este că în momentul în care scoți lucrurile de sub sfera egoistă, în momentul în care scoți munca aia ta și rezultatele ei din zona, să te bucuri numai tu de ele. Ascultă-mă, Dumnezeu nu are nevoie de banii tăi. Dar Dumnezeu ne testează credincioșia și modul în care ne raportăm la ceea ce El ne dă. Pentru că nu suntem decât niște ce? Administratori al lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne în direcția asta. Mai mult de atât, munca trebuie adusă în sfera slujirii. Munca trebuie adusă în sfera slujirii. Asta e un lucru foarte important, un alt principiu scoasă din zona altruismului. Mai apoi, dragii mei, munca trebuie să nu ne stăpânească, ci să fie stăpânită. Munca trebuie să ne aducă satisfacție. Am văzut care e raportul, dar mai există un lucru, dragii mei. Munca noastră trebuie adusă în sfera slujirii. Jobul tău poate nu pare spiritual, dar tu trebuie să-l incorporezi în cadrul slujirii, trebuie să le dai valoare în cadrul slujirii. Și vreau să vă spun de ce. Există, dragii mei, de foarte multe ori e greu să-i convingem pe oameni că ceea ce fac ei are implicație spirituală. Noi avem impresia că a sluji pe Dumnezeu înseamnă numai să predici, numai să cânti și numai să faci ceva în biserică sau pentru biserică. Dar ascultă-mă ce spun, jobul tău, locul tău de muncă, activitatea ta profesională este un mod prin care îl slujești pe Dumnezeu. De aceea, ascultă-mă ce spun, adu jobul tău în sfera slujirii. Adu ceea ce faci, dacă vrei material, ceea ce faci profesional, adu-l în zona spirituală. Pentru că dacă e așa, dragii mei, vreau să vă gândiți la o împărăteasă pe nume Estera, care era, la un moment dat zice Biblia că a fost împărăteasă, dar care prin statutul pe care îl are, reușește să influențeze decizia lui Ahasveros, să mijlocească, să se identifice cu poporul său și prin ea Dumnezeu, dragii mei, în cale de consecință, Dumnezeu izbăvește poporul evreu. Nu a fost prorociță Estera? Nu a fost o cântăreață? Nu a fost o compozitoare? Nu a avut vas de lucru, cum zicem noi? Dar femeia asta a avut un statut pe care Dumnezeu l-a folosit pentru gloria lui. Un job, dacă vreți, o poziție. Iosif. Despre Iosif, dragii mei, nu scrie că Iosif a compus psalmi și cântări. Iosif, dragii mei, Dumnezeu l-a folosit pe Iosif, ascultați-mă, în mod excelent, în mod aproape exclusiv prin darul administrării pe care l-a dat. Iosif a fost un bun manager. E un bun manager în casa lui Potifar, e un bun manager în temniță și mai apoi un bun manager peste întreaga țară Egiptului. Ce face Dumnezeu cu jobul lui? Dumnezeu, dragii mei, aplică dimensiunea providențială și Iosif înțelege că Dumnezeu, prin locul lui de muncă, prin poziția lui, prin statutul lui, Dumnezeu are lucrare spirituală de făcut. De vreau să scoatem puțin perspectiva asta. A, ăștia sfinți, ăștia lucrează pentru Domnul și ăștia nu lucrează. Ascultă-mă ce spun, prin jobul tău, tu îi slujești lui Dumnezeu. Prin ceea ce faci, trebuie să aplici această dimensiune spirituală al locului tău de muncă. Ceea ce faci contează numai pentru oameni, numai pentru tine, ci contează și pentru Dumnezeu. Nemia nu a fost proroc, nu a fost evanghelist, nu a fost preot, nu a fost levit.
Dar Neemia, dragii mei, e un om care are o poziție extraordinară de paharnic, om de încredere, împăratul Artaxerse. Și omul ăsta influențează și reușește să reconstruiască Ierusalimul. De ce? Pentru că era plasat într-o poziție înaltă. Mai mult de atât, gândiți-vă la Obadia. Ăla care e lângă Ahab, care zice Biblia că este mai mare peste casa lui Ahab. Ahab e praf, e la pământ, e un cel mai rău împărat posibil, un idolatru. Dar Obadia, prin faptul că are o poziție politică importantă, administrativă, de încredere, pe lângă Ahab reușește să salveze 100 de proroci pe vremea lui Ilie. Dumnezeu lucrează prin oamenii ăștia. Dumnezeu lucrează prin jobul tău, Dumnezeu lucrează prin poziția ta de influență. De aceea, ascultă-mă ce spun, ieși din pătrăcica asta strict profesională, mă duc la locul de muncă 8 ore, iai. Nu! Sunt 8 ore, ascultă-mă, e un timp pe care trebuie să înțelegi să aplici peste el o dimensiune spirituală. În ziua de astăzi, în astea 8 ore, va avea un pretext, va avea un context în care să-L onezi pe Dumnezeu. Să fac ceva pentru slava lui Dumnezeu. Asta e perspectiva pe care Dumnezeu vrea ca eu și cu tine să o avem asupra muncii. Și vreau să închei spunându-vă ultimul lucru. Există o responsabilizare de a munci. Există anumite raporturi, există anumite lucruri pe care Dumnezeu vrea să înțelegi, dar există mai apoi, ascultă-mă, o responsabilitate în a munci. Și responsabilitatea noastră de a munci, dragii mei, legată de motivație. Care e motivația pentru care lucrezi? Lucrezi numai pentru ca să iei salar? Lucrez numai ca să pot să-mi permit mașina, să pot să-mi cumpăr încă o casă? Care e motivația pentru care eu muncesc, de fapt? Care e scopul pentru care alerg? Pentru care mă implic, pentru care transpir, pentru care mă solicit atât de mult? Care e motivația din spatele jobului tău? Motivația, dragii mei, ar trebui să fie, în primul rând, în sensul cel mai clar, iubirea. Dumnezeu lucrează, eu trebuie să lucrez. Și ceea ce fac, trebuie să o privesc ca pe o perspectivă a lui Dumnezeu. Dumnezeu, știu că Dumnezeu vrea ca să lucrez și ceea ce fac, trebuie să iubesc. Să o fac din toată inima. Nu constrâns, nu... Sunt foarte mulți oameni, ascultați-mă, în România, care muncesc nu din convingere, ci din constrângere. E o mare diferență. Știi de ce ești frustrat, deși poate câștigi o anumită sumă? Știi de ce nu ești împlinit? Știi de ce mereu te uiți peste gard la alții? Pentru că nu muncești din convingere, ci din constrângere. Trebuie să muncești, mă, că dacă nu, cine plătește facturile? Îți dai seama cu ce chef te trezești să mergi la locul de muncă? Îți dai seama ce chef ai să dai de patronul ăla din nou? Iar ăsta. Te ascunzi când îl vezi. Iar ăsta. Singura zi fericită când primești. Atât. Dacă muncești din constrângere și din convingere, nu o să ai niciodată această dimensiune a iubirii. Nu o să iubești locul de muncă și dacă nu-l iubești, îl urăști. Și dacă îl urești, ferească-te Dumnezeu. Nu e nimic mai frustrant decât să petreci, hai să zicem, pe săptămână, 5 zile, 8 ore, 9 ore, să faci ceva ce nu-ți place, să detești, wow. Și cum o să vii? Frustrat de la locul de muncă, vii frustrat la nevastă, vii frustrat pe copii, vii frustrat pe biserică, pe toată lumea. Pentru că nu iubești. Când vine vorba de a lucra, poate lucrezi cu anumiți oameni, poate lucrezi pentru cineva, pentru un anumit om. O să înțelegi un lucru. Toți oamenii au fost creați după chipul lui Dumnezeu, nu numai tu, ci și ceilalți. Nu numai tu ai fost creat după chipul lui Dumnezeu, ci și ceilalți au fost creați după chipul lui Dumnezeu. Și ei au o valoare, nu doar tu. Toată lumea are valoare în ochii lui Dumnezeu. Dar știi ce se întâmplă? Capitalismul ăsta sălbatic, presiunile și practicile vieții ne determină să raționalizăm fiecare aspect al vieții, analizându-i eficiența. Și care e marea dramă? Nu doar locul de muncă îl definim după cât e de eficient sau nu, financiar. Și există un mare pericol pe care vreau să o sesizați. Oamenii cu care lucrezi, vei avea tendința să-i alegi, să-i cântărești, să-i sortezi strict după eficiență, după cât de profitabil sunt sau nu. Și ce înseamnă asta? O depersonalizare a omului, a celuilalt. Oamenii, ascultați-mă, spunea cineva, devin contacte doar care te pot ajuta. Nu sunt mai persoane, sunt contacte pe care te poți folosi. Clienții, știți ce sunt? Niște portofele. Când o să ai pe cineva care ți-e client, nu te mai uiți de el ca om. Bă, portofelul lui. Eu de pe ăsta pot scoate bani. Angajații, știți ce sunt? Nu mai sunt oameni. Angajații vor deveni obiecte prin care poți să te atingi scopurile. Măsurăm în termeni financiar valoarea oamenilor.
Și ajunge să cântărim economic și nu teologic. Și Dumnezeu zice, ascultă aici, fiecare om, și la care dă randament mai bun și la care dă mai puțin, fiecare om e al meu și are valoare în ochii mei. Care e motivația diferită pe care trebuie să o ai? Atât în Efeseni capitolul 6 cu versetele 5 la 9, cât și în Coloseni 3 cu 22 la 25. Pavel vorbește la un moment dat, zice, sclavilor, robilor, aveți grijă cum vă raportați la stăpâni, dar și stăpânii cum se raportează la sclavi. Pe vremea apostolului Pavel, dragii mei, imaginea de sclavie nu era cea pe care noi avem din Evul Mediu cu aia pe plantație din Africa, duși în America, pe plantație, exploatați în ultimul hal, fără de milă. Marea majoritate erau două categorii de sclavi. Cei prinși captivi în războaie, în urma războiilor, și doi, cea mai mare parte a lor, a sclavilor, erau de proveniență economică. În ce sens? Era atât de greu în antichitate să trăiești, să-ți asiguri pâinea cea de toate zilele, încât oamenii, știu ce făceau, se dădeau practic unor oameni mai înstăriți și spunea, bă, vin în casa ta numai să-mi dai de mâncare și să pot să întrețin familia, în rest îs al tău. Și dacă vezi un fel de contract între angajat și angajator. Și acolo Pavel reglementează niște aspecte. Și zice, fiți atenți, voi care sunteți angajați, dar fiți atenți și voi care sunteți angajatori. Fiți foarte atenți. Efeseni capitolul 6 spune cuvântul lui Dumnezeu cu versetul 5 acolo. Angajații trebuie să slujească cu respect și teamă. Trebuie să ai bun simț. Robilor, ascultați, nu comentați. De stăpânii voștri pământești, cu frică și cu tremur. Asta e formă de respect. Nu, vai, oai, ce strigă la mine. Nu, în sensul ăsta. Mai mult de atât, zice Biblia, ăla care a angajat să muncească dintr-o inimă sinceră, cu curăție de inimă. Cum lucrezi? Lucrezi cu curăție de inimă? Da, frate, eu nu mă pun ștampila. Dar o faci cu curăție de inimă. De-aia o să-ți șanțuri, o faci cu curăție de inimă. Și orice face, să faceți cum? Din toată inima, ca pentru cine? Ca pentru Dumnezeu. Mai mult de atât, zice Dumnezeu, celor care se angajați, zice, fiți atenți cum lucrați. Efeseni 6 cu 6. Nu lucrați numai de ochii stăpânilor, numai când vă văd aia. Când nu-s camere de luat vederi, bă, vezi că ce nu bate camera? Hai mă să ne punem jos la o cafea, frate. Hai să mai bem încă o cafea. Hai să mai pierdem timpul. Hai să mai facem pe ăsta. Știți că cea mai mare parte a pierderilor dintr-o companie, statistic vorbind, nu sunt din cauza furturilor. Culmea, trăim în România, dar nu sunt din cauza furturilor. Cea mai mare parte a problemelor financiare, de reglajelor financiare dintr-o companie, nu sunt legate de furt, ci sunt legate de faptul că oamenii trag chiulul. Adică întind, găsim motive, bă, s-o străcat și urubul din spatele piuliței, și să vezi. Și trei zile tot... Dumnezeu. Nu numai când te vede. Șeful, hai că facem acum, băgăm tare, promit, acum să vezi săpăm ăsta. Și când a plecat, bă, s-a dus. Pf. Le mai spune ceva, Efeseni 6 cu 7. Lucrează cu... Efeseni 6 cu 7 zice, lucrează cu bucurie și veselie. Oh. Slujiți-le, știți cum? Bucurie. Ca și cui? Bă, când ai la lopată, când basta statura aia, când ești de gardă, când ești la casa de marcat și îți vine ăla amărât săracul, vai, cât s-o scumpit, tu spui, aha? A, ce vă trebuie? Mai repede, hai că se așteaptă și alții. Să vezi pe ăla că e supărat săracul, că e amărât, că vezi că o crescut prețurile și abia își permite săracul, dar hai, domnule, mai repede, hai, ce... Și la săracul nu mai știe, bă, dar n-am atâția bani, stai să văd cum fac. Acolo poți sluji pe Dumnezeu la casa de marcat. Să spui, nicio problemă. Stai, oleac, nu te grăbi, dacă, hai că te ajut eu cu ce noi. Pentru că pe mine Dumnezeu mă binecuvânta și mi-a dat. Asta zice Dumnezeu despre angajați. Dar angajatorii
un lucru nu mă vreau să spun ce spune Dumnezeu, Efeseni 6 cu 9. Deci fiți atent. Dar am și pentru ceva și pentru ei care angajează, nu pentru angajați, pentru angajator, zice Dumnezeu, am ceva. Și voi stăpânilor, și voi patronilor, și voi CEO care sunteți, ascultă, zice, purtați-vă la fel cu ei, cum? Bă, ascultă aici, mie, dacă nu îmi faci, nu primești banii luna asta, ai înțeles? Vezi că ți-au din salar, numai pe amenințare. Nu merge. Dumnezeu zice, aplică un alt principiu, mai mult de atât, zice, ca unii care ce? Feriți-vă de amenințări ca unii care știți că stăpânul lor și al cui? Și al cui? Și al vostru, adică și angajații, și angajatorii, și sclavii, și proprietarii de sclavi au la rândul lor un stăpân. Și ăsta e Dumnezeu. Știți ce avem în comun? Și angajații, și angajatorii. Toți suntem robi ai lui Dumnezeu. Toți suntem robi ai lui Iisus Hristos. Să nu uiți asta. Ascultă-mă, când ești într-o poziție de autoritate, când ești șef, că unii faci, când se pun pe scaunul ăla, vai, deci abia aștepte să dai cu pumnul în masă să dovedească. Dumnezeu, ascultă aici, mai puțin. Vezi că e unul mai mare ca tine. Și ăla e Dumnezeu. Și și al tău, și și al angajatul tău. Doamne, ajută-ne să slujim ca pentru Tine. Dar închei spunându-vă că nu trebuie să ai doar motivație, ci trebuie să ai și mărturie. Ca muncitor, ca angajat, trebuie să ai mărturie. Pentru că dacă n-ai mărturie, nu ai înțeles nimic din perspectiva lui Dumnezeu asupra muncii. Trebuie să ai mărturie. Fiți o bună mărturie. Povestește Timothy Keller că la el în biserică, zice, am observat cuvintul o femeie. Eram cu ani de zile în urmă la biserică, zice, și am observat câteva săptămâni la rând că venea o femeie, se punea culmea pe primul rând în față și cum s-a terminat programul, pleca. Dar am văzut-o că tot vine, am văzut că tot vine. Și la un moment dat, zice, m-am dus la ea. M-am dus mai repede când o cântat ăștia la final și m-am dus la ea. Zice, numai stai puțin, vreau să vorbesc ceva cu tine. Zice, cine ești? S-a prezentat. Zice, da, te-am văzut de ceva săptămâni că vii la noi la biserică. Cum ai ajuns la noi? Deci vreau să vă spun cum am ajuns la dumneavoastră. Eu lucrez în Manhattan. Sunt angajat într-o mare corporație financiară. Eu sunt pe partea de financiară, pe calcule, pe analize, pe proiecții. Și a zis, în urmă cu o lună de zile, am făcut o mare greșeală. Într-un moment de neatenție, am înculcat niște calcule și am făcut o gafă mare de tot. În ziua aia am crezut, gata, ăștia mă dau afară, sunt concediată. Am fost convinsă că voi fi dată afară de locul de muncă. Și m-am dus, zice, la directorul care era peste mine, de departament, și am spus, uite, am făcut o greșeală, am băgat în sistem asta, am produs niște dezechilibre. Și a zis ăla, stai liniștită. Las că o rezolv eu. S-a dus la CEO-ul mare de la compania aia și a zis, vreau să vă spun ceva, am făcut o mare greșeală. Toți. Ce? Eu am preluat niște date bune, dar le-am transmis greșit, zice, și din cauza neatenției mele am viciat compania de niște investiții importante. Îmi asum toată vina, vă rog să mă iertați. Și a zis femeia asta, eu am aflat ce a făcut omul ăsta. Că el și-a asumat eșecul meu. Culmea. Și am zis, m-am dus la el la birou și am zis, boss, stai puțin, vreau să te întreb, de ce ai făcut chestia asta pentru mine? Eu până acum unde am lucrat, de regulă, toți patronii mei, toți șefii mei, toți directorii de peste, care erau deasupra mea, își asumau meritele muncii mele, dar niciodată greșelile mele. Tu de ce ți-ai asumat greșeala mea și ai spus că e a ta? Știind că prin asta îți vei pierde reputația în fața întregului board al firmei pentru care tu ai muncit și ți-ai făcut un nume în firma asta și acum toată lumea spune ce gafă ai făcut. Zis, te rog frumos să-mi spui de ce. Și au zis ce au zis directorul care era mai mare peste departamentul acela. Sunt creștin. Băga la colț, zice, n-am vrut să... Dar zice, îs creștin. Și asta înseamnă că, printre altele, Dumnezeu m-a acceptat pentru că Hristos a luat asupra Lui toate greșelile mele și toate păcatele mele. Și a zis, de aceea am dorința uneori
și posibilitatea de a lua la rândul meu asupra mea greșelile altora. Mi-am luat greșelile tale asupra mea pentru că cineva a luat asupra lui greșelile mele mult mai mari decât astele tale. Și asta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care mi-a schimbat viața. O zis, eram atei, n-aveam nicio treabă cu Dumnezeu. Nu vreau să aud de Dumnezeu și de biserică. După chestia asta am zis, unde e biserica aia ta? O zis, e aici, în Brooklyn, e biserica Redeemer. Și a zis, domnul pastor, eu așa am ajuns la biserică și de câteva săptămâni zile de bune, așa l-am descoperit pe Hristos. E zgrăbită, zice, pentru că trebuie să mai iau pe cineva, dar zice, vreau să știți că la următorul botez vreau să mă scriu pentru că Dumnezeu mi-a schimbat viața. Și a zis, e parte, femeia asta, e parte din biserica noastră și ne ajută foarte mult implicat în slujire. De unde a început totul? Pentru că cineva, într-un loc de muncă, într-un context stresant, a avut o mărturie bună și l-a prezentat pe Hristos. Despre asta e vorba. Poate jobul ăla tău, like, poate munca aia ta să-L onoreze pe Dumnezeu, poate să fie, ascultă-mă, eu sunt unii care predică o viață întreagă, nu se pocăiește nimeni. Dar sunt unii care înțeleg că locul lor de muncă are o dimensiune nu doar profesională, ci și spirituală, nu doar materială, ci spirituală. Și când înțelegi perspectiva lui Dumnezeu și când îl roși pe Dumnezeu ca în locul în care te așeza să te folosească, Dumnezeu, prin tine, va câștiga suflete. Dumnezeu, prin munca ta, va schimba. Și auziți? Spune cuvântul lui Dumnezeu la un moment dat în cartea Colosenilor, pentru că e absolut superb asta și cu asta vreau să ne rugăm mai apoi lui Dumnezeu. Știți, spune cuvântul lui Dumnezeu în Coloseni că e un principiu foarte fain pe care îl găsim la Dumnezeu și anume că Coloseni capitolul 3 cu versetul 24, îmi cer scuze. Colosim capitolul 3 cu versetul 24. Ca unii știți, ca unii care știți, și aici se referă la angajați, la sclavi, dacă vreți, era contextul din nou. Ca unii care știți că veți primi de la cine? De la patron salarul? Ascultați-mă, dacă vă comportați, dacă lucrați cu tragere de inimă, dacă sunteți motivați, dacă luați pe Dumnezeu, dacă sunteți etici, dacă sunteți moral la locul de muncă, să știți, zice, ascultați-mă, zice Dumnezeu, ca unii care știți că veți primi de la Domnul ce? Plata moștenirii. Voi slujiți cui? Tu nu slujești patronului, tu nu slujești la frasă Micula sau mai știu la ce companie, tu slujești lui Dumnezeu mai presus de orice, ascultă-mă ce spun. Scoateți ochii din perspectiva aia limitată a jobului tău, ridică-ți ochii, privește ansamblu și înțelege că de fapt tu slujești lui Dumnezeu. Vezi primi ce? Răsplată, plata o primești de la oameni sub formă de salariu și de bonus, dar răsplata o primești de la Dumnezeu. Fii o mărturie la locul de muncă. Muncește ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Muncește numai când ești văzut și când nu ești văzut. Încearcă să fii performant, fii eficient, luptă-te și îl vei onora pe Dumnezeu și Dumnezeu te va onora pe tine. Fii o mărturie, trebuie să ai o motivație puternică. Haideți să ridicăm o picioare și să ne rugăm Domnului. Haideți să ieșim din gândirea asta egoistă, din gândirea asta, bă, muncesc, întrebă mie, nu. Dumnezeu mi-a dat abilități, Dumnezeu mi-a dat daruri, Dumnezeu mi-a dat o capacitate să dezvolt un business. Și de ce? Pentru că trebuie să binecuvântez la rândul meu pe alții, pentru că Dumnezeu vrea să mă folosească. Nu-i nimic mai onorant, ascultă-mă, nu-i nimic mai frumos decât ca Dumnezeu să te folosească. Foarte mulți oameni cred că cea mai tare lucru în viață este să primești ceva de la Dumnezeu, o binecuvântare. Vreau să vă spun ceva și vreau să vă spun, am fost de atâtea ori binecuvântat de Dumnezeu. E extraordinar ca Dumnezeu să te binecuvânteze, dar vreau să vă spun, cea mai mare bucurie, cea mai mare satisfacție nu ai când primești ceva, ci când dai ceva. Amin. Când poți ca prin munca ta să ajuți, când poți ca prin munca ta să sprijinești biserica, să sprijinești lucrarea lui Dumnezeu. Când știi că probabil suta aia de lei pe care ai dat-o, ascultați-mă, o atins un om, o atins o inimă, o familie, o hrănit o familie. A fost o mâncare, o determinat pe unii să laude pe Dumnezeu. Să spună, Doamne, îți mulțumim că am primit asta. Și asta pentru că Tu muncești conștiincios. Dumnezeu, spune Iisus Hristos, Tatăl meu lucrează și eu lucrez. Noi ce facem?
Foarte, eu am crescut în biserică de mic copil crezând că cerul va fi locul de șezlong și de retreat și de pensie. Eu așa am fost, nu știu, așa mi s-a prezentat cerul că va fi locul în care nu mai plângem, în care nu o să mai fie greu, nu te mai doare spatele, nu mai ai reumatism, nu mai ai tromboză, nu mai ai cancer. Cerul va fi locul ăla în care o să depună Dumnezeu tot niște șezlonguri să stăm acolo la all inclusive. Parcă așa mi-a fost prezentat cerul. Dumnezeu zice, în cer muncim, băieți. În cer vom lucra. Pentru că cerul nu e ceva doar metafizic, vom avea, zice Biblia, niște trupuri, nu doar în duh. Noi nu o să fim în duh, o să avem trupuri noi. Și în această existență celestă în care vom fi, vom sluji pentru slavă și gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu ne va da lucruri extraordinare. Slavă lui Dumnezeu! Haideți să ne rugăm, Domnului, Doamne, vreau să lucrez altfel decât am făcut-o până acum. Știu, o să se sperie de la mâinile locului de muncă. Păi ce ai pățit? Ascultă predica. Mi-a vorbit Domnul. Mă pocăiesc. Hai să ne rugăm, Domnule, astăzi.